Dumi, mâncați aici. Lasă-mă și pe mine, te rog, eu să stau și aici la petrecere, se poate? Păi se poate, că doar faci parte din familie acum. Dar pe unde îmi lăsă? Eu am avut niște treburi, lasă să povestesc prima ta mai târziu. Deci se poate, da? Băi, băi, de ce tot timpul trebuie să danseze jegosul ăsta cu regina? Bă, prostule, tu nu vezi că ăștia își poate și să ține cu vrei? Băi, e numai băgatul fitile, că le-am dat eu voie. Să nu te mai iei de Cosmin, că mă supă rău. Dar rău de tot pe tine. Că el ne-a salvat și pe mine și pe Armando și pe toată lumea, da? Clar? Dorele! Dorele! Viețete, adu ceva de băut! Imediat! Te miștezi? Haide, haide, haide! Opa, 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 opa! Hai libertă tot asta, bă! Hai vărța pe tot! Bă, 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 ce ți-am zis eu, mă? De ce-i vinul meu cald, mă? Mie-mi place vinul rece, băi! Dar nu era vin, era vodka. Am zis, iar vodka a trecut pe sfârșit! Stai jos! Bă, tu mă contrazici pe mine? Ia iau la fugă! Ia-o la fugă! Lasă-mă, mă! Gata! Te-ai calmat? Te-ai calmat foarte bine, s-a calmat. Gata! Hai, gata, 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 hai, calm. Ce bine era să fie și stătica aici cu noi, ha? Aolo, chiar, domn Luciano! Dar unde e Brena, stătica? La spital! Săracu, cât de mult e plăcut! Privara! Bă, domnule! Dacă facem noi muscate o vizită, așa în buza nopții și duce-i pe căpioară. Bravo! Bravo, bună idee, bravo, Neaurica. Băi, fii atent, eu mă duc să mă schimb dizel, arma, nu că e mușcat în nara asta. Sine, hai, mașinile, pregătit, plecăm la state. Sora mea, încă și mie ceva, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mătroșdierule, da, bă. Ce bate jale să mori ești tu. Da, bă, pistolul coace, bă, că... Hai, cântă-și tu ceva. Era să mă piși pe mine de frică, să mori eu. Hai, cântă-și tu ceva, să-ți dea Dumnezeu. Mare panara, mă, ești. Da, să-ți dea Dumnezeu. Haide, bă. Când am orbit? Cine-i? Tăticule, eu sunt. Merodoră. Ești bine, ți-am adus și portocale. Bă, fetiță tăti, bă, nu ți-am spus, bă... Auliu, ai venit cu energiile tale de plâns acum peste mine. Îți face rău, să știi. Nu e bine să mă tumbur așa. Uite, unghiile astea... Abia le mai taită. Când am orbit, crește groase... Mă întreb și tu ce face mămica? E te fleșc! Dar chiar, ce face măta? Păi... Dă-mă dreacu că nu mă întirisează pe mine măta vitrigă! Să-ți spui când o muri! Da? Să-ți dau bani să o mormintezi! Nu? Tăiem! Îți dau doi bănuți să-i pui pe ochi! Atât! Aveți o vizită, domnul state? Păi, la ora asta, nu prea e voie. Nu, că... Păi, ai înțeles greșit, Maria, nu e o vizită, că nu e o femeie care a venit așa cu potru, care e... E fetița mea, Menodoră. Are 12 ani. E mai dezvoltată așa, că am făcut-o de mic. Ea este Maria. E asistenta șefă. De aici. Îmi pare bine. Vă mulțumesc că aveți grijă de tăticul meu care stă singur aici, fără cu... Uite că, ca părinte așa, nu mai știu ce să mai mă fac, să știi. Uite, explică-i tu, poți, explică-i tu că
vezitele cu portocale de la familie face rău și energiile astea de plâns care le aduce cu ea, știi? Bă, tumbură, explică-i tu, hai, menodură, du-te acasă. Hai, lasă-mă că eu mă fac bine, du-te acasă, stai liniștită. Aprinde lumina dacă vrei. Mă duc, da. Să știi că eu te iubesc mult, zăcăcule, da? Du-te. Pe rămână. La revedere. A plecat? A plecat. Să știi că mă iubește foarte tare și e singura care mă iubește. E fetița mea dintr-o necăsătorie mai veche. Da, da. Să știi că eu am avut o viață. Ha, ce viață am avut, Maria. Ce viață ți-a avut, Anastate? Ei, tu, femei, căprioare. Ați fost vânător? Da. Am vânat. Toată viața am vânat. Eu să mai vânați. Da, să te audă Dumnezeu. Ce femeie ești, Maria. Maria, ce femeie ești. Ce femeie, domnul stat? Femeie. Calul, pușca și Maria. Dă-l dreie cu daur. Ce faceți acolo? Îmi tai unghia asta. Aoleu. A plâns fetița pe mine. A plâns fetița, n-a plâns nicio fetiță. Îl dau înapoi, îl pun aici. Nu, că am încredere. Asta trebuie schimbată. Nu mă probleme, faceți dumneavoastră aici. Mai vorbește. Ce să vă mai zic? Orice cuvânt pot să spun și cata pe tepleascu. Hai că vin repede înapoi, da? Da. Stați cu minte, da? Aici sunt. Vin repede. Mă, vreau să mă spun un bag mișto? Vizalet, era odată un moș bătrân de tot și era pe patul de moarte. Și vine la el un tovarăș din tineret. Și moșul ăsta era foarte, foarte supărat și zice, bă, mor și mor ca un prost. Păi de ce, mă? Păi până la 50 de ani am trăit fericit, eram liber, petreceam, făceam ce vrea mușchii mei. La 50 de ani m-am luat și eu de gura la unul și la altul care zicea, bă, soare-te, bă, ia-ți o nevastă, să ai și tu la bătrânețe pe cineva lângă tine care să-ți dea un pahar cu apă. Și m-a luat nevastă, am făcut 2, 3, 4 copii, toate angaralele, toate greutățile din viață, am nenorocit viața. Și știi care e culmea? Care? Că nu mă sete, bă! Mie mă sete! Haide la locul nostru! Regina! Hai în casă! E cu mine! Și dacă e cu tine, ce, mă? Rozan? Mai bine du-te tu în casă, că ești gravidă și ești obosită, mănâncă ceva și culcă-te, că venim și noi imediat, da? Nu e pe aici! Nu e! Hai încolo! Ne-am rigat! Hai, Dumnezeu!
Cine? Ce se întâmplă, domnule, aici? Ce vrei, mă? Așa e bunic cu toți, aici e spital de urgență. Mă bune? De urgență, de urgență, de urgență de la mine, pentru tine, pentru măta, pentru tatu, ai simte de aici. Ce faci, domnule? Unde-i state, pot covarul, tu n-au dă-te dreco. N-am omorât pe nimeni și n-am făcut rău la nimeni. Doamne! Dacă ești acolo sus, ajută-mă să-mi vindec sufletul. Că n-am făcut altceva decât să iubesc un om. Un om care acum e mort. Și a rămas aici vie pe pământul ăsta. Și mă chinui. Dar fi venit glonțul la un pieptul meu să mi-l sfarme mie și să trăiască el. Să mă plângă el acum. Că era mai tare ca mine. Dar dacă tot fac umbră la pământul ăsta și mai apuc să mă trezesc dimineața, o să-i blestem pe toți. Să le grăbenii firea, să tărască cu masele după ei. Să dea Dumnezeu să fie îngropați într-un pământ sec, fără cruce. Să nu mai știe nimeni niciodată că eu trec pe pământul ăsta. Nu ajungeți, doamna Roz, dacă faceți rău cu pirule. Lasă-mă, o să mor. Lasă-mă să mor, că asta nu e viața ce duc eu pe pământul ăsta. Haideți-mi pat, să nu scâmimile de dumneavoastră. Și mie mi-e milă de tine, Dorele. Măi, bă, care pompezi în prefuzie, mă? Iar mă îndămă. Fratelu! Da, fratelu. Bă, uite ce jucărie e frumos. Bă, ce bine pare că ai venit. Frățioare, Aurică, ia uite, bă, ce bine îmi pare că ați venit, mă, frățiorii mei toți trei. Adică și cu mine trei. Domnule, ce căutați aici? Domnul ăsta, te-mi faceți probleme. Nu, Maria, te rog eu frumos. Domnul ăsta, te n-aveți voie să primiți vizite. Te rog eu frumos, lasă-i, că dacă ei mă vede, mă face bine, cum mă face bine? Gura mare? Așa, bebe. Mușcă, mușcă. Mă, dacă aș avea eu și luminița ochilor. Să văd eu cum sunteți voi aceia. Hai, mă, să mai zboare odată, uite. Ia. Haide. E. Decolarea. Ce? Să vă văd eu pe tine și pe frățiorul meu. Că stați aici și cu lăutari care mi-ați adus. Să vă văd eu. Luminița aia, dacă eu să vezi căprioara, mă, să vezi căprioara ta. Auliu, frățiori. E aici? Căprioara mea. Da, vre. Păi, căprioara. Mă, căprioara. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Vrei, lasă că ți-a crezut prețul. Ce faci, mă? Că dacă nu mai te-am văzut, ai maturizat și tu? Dă-mi cum am maturizat, căcați așa. Căprioara mea, căprioara mea. Băi, ia scoateți-mă un ban să băgăm însă la căprioara. Dar lasă, vrei, nu te mai deranja, că ești bolnav, vrei, nu te mai... Lasă, lasă! N-am să mă ascund în vorbe mari, nu pot, n-am cum. M-ai nebunit de tot. Eu nu mai pot să trăiesc fără tine. Vreau să cresc.
nu mi-a urat. Ce-mi place viața cu prietenii mei și cu frățiorii mei lângă mine. Viața, mă, stătică, cu căprioară. Da, vreau. Ce mă bucur că ești fericit. Ia da. Și mata. Mă, căprioară, rugămintă din sufletul meu. Te rog, bre. Cântă și mie aia mea. Care bucată? Aia mea. Aia noastră, duelul? Care am compus-o eu, mă. Dar după ai ții minte, era cu... Fă frumoasă ești ca trenul... Vete, trenul, treci cum cu trenul. Fă frumoasă ești ca... Ca altceva era. Nu era cu trenul, nu era nici cu... Era tot ceva cu... Cu cartierul era. Nu vrei, era cu... Fă frumoasă ești ca cartierul, hai nu mă... Nu vrei, era cu cerul, cred că. Ha? Fă frumoasă ești ca cerul... Hai, cântă-mi și mie, te rog eu frumos. Ești mai tare ca fotomodel. Hai mai cântați. Armandule, dă-mi prefuzia. Nebunit aici? Ia uite, bă! Tata, te credeam om serios, ce Dumnezeu? Păi sunt, bă, sunt serios! Ce faci? Băi, e un spital de urgență, mă faceți de râs. Omul ăsta are nevoie de liniște. Tu ce pățești aici, Maria? Păi, ce pățești? Păi, las-o, las-o, medelioane, că nu e efectul din cauza ei. Da, da, din cauza cui e? Pentru că din cauza la frățiorii mei care a venit mă vede. Te rog frumos să-i dai afară imediat, dacă n-am timp. Dai afară acum! Păi și ce să le zic? E, hai, hai! Hai că s-a cântat destul. Hai ca să nu facem necazul la fata, atunci să mergem. Hai, Armand. Hai că ne cărăm. Hai, Neaurică. Când mă încinc și eu puțin plecăm. Hai, gata, gata. Mă, unde-i partenul, mă, aici? Hai, așa, hai. Căpreoru, da. Eu zic ție mersi că ai venit. Căpreoru, să știi că m-ai întenerit. Dacă vrei, te mai întenerești și altă dată. Pupă-mă tu, că eu nu te văd. Te pup. Ai grijă de prăfuzii, hai, da? Duceți-vă. Hai, te pup. Să vă, n-avem necazuri. Păi, ai grijă. Duceți-vă. Cază-și ochișorii. Dacă codum o satiri. Îl conduc, conduc, codum o satiri. Atâta doar că eu codum. Puneți-vă în pat, vă rog mult. Gata, gata. Te pup. Aveți grijă la prăfuzie. Du-te, du-te fără grijă, Maria, du-te. Du-te, du-te, stați așa, stați așa, stați așa, stați așa. Mie, mie, da? Hai, pe ce fătic.
Vă rog, puteți la masă, hai! Du-mă și pe mine la pat! Vino încoace, vino încoace! Ăsta e? Vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace! Hai! Ne împurcăm în jertfiță! Mersi, frățioare, că-i venit! Stai acolo, stai cu minte, stai cu minte cu a trimis! Să știi, hai. Să știi că nu știi ce bucurie mi-ai făcut! Mersi că ai venit! Hai.